Atunci când plecăm la drum lung cu mașina, preferăm să dăm drumul la GPS pentru a ne ghida cât mai bine. Auzim o voce feminină, dar nimeni nu știe detalii despre cine e și cum arată femeia. O femeie din Australia are cea mai ascultată voce de pe tot globul. Este vorba despre vocea pe care o auzim des în aplicația Google Maps, disponibilă în toată lumea. Indicațiile ei sunt de mare ajutor pentru miliarde de conducători auto. Karen Jacobsen s-a născut într-un orășel din Australia, dar nu a avut de la bun început această meserie. Când era doar o adolescentă, Karen a vrut să devină cântăreață și s-a mutat în New York. Acolo viața ei s-a schimbat radical. A participat la un concurs, iar ulterior a fost aleasă vocea Google Maps. Nu i-a fost deloc ușor la început, mai ales că avea de înregistrat tot felul de combinații dificile. După ce s-a aflat public că ea este vocea de la GPS, cariera lui Karen s-a schimbat total. A devenit speaker motivațional, iar la scurt timp a pus bazele propriului brand, GPS Girl, în care inspiră și alți oameni. De asemenea, australianca este solistă și compozitoare de succes, iar piesele ei au fost alese pentru coloana sonoră din serialul american Dawson Creek. În viața personală, prietenii o roagă să-și folosească des vocea.